Bună seara, ne-am întors la Raida Buni. Sorana a făcut o cursă infernală prin oraș ca să ajungă la timp la emisiune. Într-adevăr. Bună seara. Liniștește-te, te rog frumos, am adus și liniște aici. Liniște. Da, deja se simte. Nu, dar eu am o problemă, nu-mi place să întârzi. Și dacă știam că sunt pe undeva pe la întârziat, dă-i și condule, mulțumesc oamenilor din trafic că mi-au înțeles claxonul și că... Sper că n-am frigiderul foarte plin. Perfect, liniștește-te. Marian Golea o să te asculte cu multă atenție, după care o să-ți dea niște vești despre ceea ce urmează să se întâmple în viața ta, cu destinul tău și așa mai departe. Înțeleg că vii după o perioadă de izolare, de psihăstrie, în care ai refuzat relații... Cam așa ceva. Da. Sociale, relații intime? Nu relații sociale, pentru că i-am pe cei mai buni prieteni care mi-au fost întotdeauna alături și oricum n-aș putea să fug de ei, pentru că, nu știu, cred că mi-ar dărâma ușa. Cam așa funcționează prietenia noastră. Da. Dar nu, m-am izolat un pic de relații pentru că aveam nevoie să scriu pentru albumul meu. Și atunci aveam nevoie să mă conectez un pic cu stările acelea nu foarte plăcute, ca să pot să scot de acolo tot ce era mai real și să pun acele lucruri în versuri. Pentru că relația mie mi oferă echilibru și atunci însemna o zonă de asta mai de... Cu inimioare, cu așa, nu poți să te apuci să scrii de lucruri cu adevărat, nu știu, dure pe care le-ai trăit. Aha. Și atunci, da, într-adevăr, a fost așa o formă de izolare ți-ai pentru o perioadă un pic nu foarte lungă. Tristețea... A trebuit să mă... Știi ce am făcut? Am jucat leapșa cu ea, pentru că intram în cameră, stingeam lumina, dădeam de beznă ca să pot să simt tot ce se întâmpla înainte, știi, în perioada depresiei acolo. Și după aia eram ok. După aia prindeam lumina și eram veselă în momentul în care citeam ce am scris și simțeam că am reușit să ating acele lucruri pe care vroiam să le exprim. Mă bucura foarte tare și știi că la un moment dat am avut noi o discuție, m-a întrebat-o dacă de-a lungul timpului o să mai am acea panică că o să mă ajungă depresia din urmă și ți-am spus că probabil da, o să fie o fugă nebună și uite acum pot să-ți spun că nu, odată vindecată și vindecată pe bune, adică real și căutat în, după toate colțurile întunecate, dacă a mai rămas vreo țărâm, nu știu, o miime de depresie pe acolo, odată vindecată cu adevărat, nu mai are de ce să-ți fie frică pentru că nu mai e un necunoscut. Dar iată că tu te-ai închis în cameră, ai stins lumina și o formă te-ai de întors spune, la perioada respectivă ca să, ca să poți scrie despre ea. Ca să poți scrie. Adele a făcut asta când... Adele face asta când scrie albumele. Da, să știi că este foarte important. Așa am găsit că e important să fac... Bine, nici nu s-a nimerit, știi, să, în tot timpul ăsta să apară cineva și să simt că aș vrea să am o relație și eu să fug și să zic nu. Adică bărbați din viața ta, ascultând cântecele pe care le lansezi în perioada asta, o să se regăsească? Se vor recunoaște, da, vor recunoaște. Deci le-ai dat cu dedicație. A fost cu dedicație, da, iese cu dedicație. Pentru că ți-am spus, am vrut să fie foarte, foarte real. N-am căutat nicio secundă să fac cumva să fie frumos, să dea bine. Nu sunt omul care să vrea să facă frumos. Eu sunt omul cu adevărul. Dacă mă place, o să mă place exact așa cum sunt. Dacă vor deranja în vreun fel versurile? Nu, cu siguranță nu. Mesajele... Cu siguranță nu, pentru că cel pentru care am scris piesa mâine, pe care o vom asculta, o veți asculta astăzi, a auzit-o. Și a fost omul care m-a și încurajat să cânt din nou și mi-a zis, bun, scrie și cântă din nou că e bine. Nu are legătură cu divorțul tău? Nu, absolut nicio legătură. Nicio legătură. Nu? Nu. O să mă gândesc. Este o piesă pe care am scris-o la un moment dat, imediat, în perioada aceea și o să mă gândesc dacă o să fie inclusă pe acest album care se numește Poveștile mele. Sau în momentul în care o să o lansez, el o știe, probabil că o știe, că a ascultat-o de atunci. Nu știu dacă o să fie inclusă pe album, o să mă mai gândesc. O să mai văd. Mai e până acolo. Depinde în ce dispoziție o să te găsești. Cam așa ceva. Atunci. Sorana. Da. Cât a durat izolarea asta ta? Cam 6 luni, 5-6 luni, da? Nu-ți imagina o veșnicie. 5-6 luni adică cât am scris la album. Adică tu ai pus pauză unei relații pentru... Nu, n-am pus pauză niciunei relații. Doar ai refuzat... A existat o relație aceasta care a născut piesa mâine.
Și apoi am luat această formă de pauză, după care am spus, cred că pentru următoarea perioadă nu sunt făcută de relații, cred că am nevoie să fiu eu bine cu mine și să scriu acest album. Și apoi, da, într-adevăr, s-a și întâmplat, s-au aranjat astrele în așa fel încât să și apară cineva în viața mea.